Yahoo! Începem azi o discuție vis-a-vis de sărbători și prima care o să facem va fi ziua Trâmbiței sau Yom Teruah. O să fie un pic poate interactiv de data asta, pentru că o să am niște întrebări și hai să și începem cu o întrebare. Ce știți voi despre sărbătorile astea din Scriptură? Open mic. Nimic? Păi știm că fiecare are o semnificație. Așa. Trebuie respectate și ținute. Trebuie respectate și ținute, corect. De exemplu, dacă vă gândiți la Paște sau la sărbătoarea săptămânilor numit și cincizecimea, nu se leagă niciun lucru. Ne învați cum ceva. Cum? Poate reprezintă ceva și ne învață ceva. Așa. Ne pregătește pe așa. Exact, asta era ideea. Deci ele sunt ca niște repetiții pentru ceva ce va să vină. Deoarece va veni ziua când toate aceste sărbători vor avea, zic așa, vor intra în puterea lor maximă, da? Vor avea semnificația lor maximă. Cum dacă vă gândiți la sărbătoarea săptămânilor, cincizecimea, când s-a dat ruahul, sau dacă ne gândim la Paște, când a venit Mântuitorul, și așa mai departe. Și acum, noi avem sărbătorile astea de toamne, care acum am început, da? Ziua Trâmbiței, ziua Ispășirii, după care vor veni corturile. Hai să vedem ceva despre aceste lucruri astăzi. Și anume, o să vorbim despre ziua Trâmbiței. O să încercăm să legăm cu profețiile de sfârșitul timpurilor, să vedem ce rol au aceste sărbători și cum se leagă în ele. Astăzi noi facem sărbătorile astea ca o repetiție. Multe din aceste sărbători nu putem face exact cum cere Scriptura, deoarece este fizic imposibil, da? Nu este templu, nu sunt leviții și multe altele. Dar noi totuși le ținem pentru că aceste lucruri vor reflecta credința noastră. Cum ne uităm în Iacov 2, ce tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar vă zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Elohim este unul singur și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesăcotit, că credința fără fapte este zadarnică. Poate ați auzit că aceste sărbători sunt pentru evrei, era pentru o vreme, noi nu mai trebuie să facem. Și se ridică întrebarea de unde vin toate aceste lucruri. Da? Dacă zice aici, credința noastră fără fapte este moartă în ea însăși. E cum se întâmplă asta dacă noi nu facem ceea ce ne cere Tatăl? Asta o să vedem astăzi, cum facem și cum nu facem. Știți ceva despre această sărbătoare care este azi? Sau a fost? Ziua Trâmbiței, Yom Teruah. Trebuie să sunăm din șofar. Altceva? Să ne adunăm pe o zi scuntă. Este ca o zi de șabat. Este o zi de șabat. Aleluia! Foarte bine! Da, bun, hai să începem atunci cu definiția cuvântului teruah, da?
Asta nu o să apară pe ecran. De fapt, hai să încercăm să punem să apară. Să vedem dicționarul ăsta ce ne dă despre Iom Teruah. Ce sunet de trâmbiță. Așa. Așa, apare. Deci asta este Teruah, da? Trâmbiță. Și hai să citim definiția, îl pun acolo în colț. Vedem aici, zice definițiile lui Strong's. Teruah, din H73-21, și acolo, zice clamor, adică aclamarea bucuriei. Sau un strigăt de luptă. În special, zgomotul trâmbiței. Cu alarum. Alarmă, suflare, trompete, bucurie, jubileu, zgomot puternic, bucurie, strigare sau sunet, în alte vesele. Da? Deci toate astea acoperă acest cuvânt. Deci astăzi este ziua strigătelor, ziua trâmbiței, ziua bucuriei, strigăt de luptă, toate astea intră în ziua asta. Ce înseamnă alarmă, semnal, sunet de furtună, strigă, strigare sau explozie de război, sau alarmă sau bucurie, alarmă de război, strigă de război, strigă de luptă, explozie, strigă de bucurie, impuls religios, strigă de bucurie în general. Și mai sunt și altele, dar câteva din astea vom vedea azi. Vă spun ce nu înseamnă. Da? Poate ați auzit că astăzi evreii, sau așa numiți evrei, sărbătoresc Rosh Hashanah. Da? Sau poate ați auzit ca anul nou evreiesc. Da? Rosh este capul, Hashanah, Shana este anul, capul anului. Astăzi nu este capul anului. Astăzi este ziua întâi a lunii a șaptea. Și știm că în luna întâi este Paștele, care va fi undeva prin aprilie. Deci atunci nu poate să fii capul anului. Pentru că dacă astăzi este capul anului, atunci de curând vom avea Paștele. Și Paștele nu vor fi de curând. Deci asta e prima problemă. A doua problemă este că acest Rosh Hashanah nu este nici în Scripturi. Deci, întrebarea se ridică atunci de unde vin aceste speculații că acesta ar fi anul nou evreiesc. Sau capul anului, cum zic ei, da? Rosh Hashanah. Deci nu ne interesează, nu considerăm lucrurile acestea pentru că nu sunt scripturale. Nu putem să găsim pentru așa ceva carte, capitol, verset, cel puțin din Sfântile Scripturi. Poate din alte învățături omenești, dar noi nu suntem curioși de ele. Acum, dacă vă gândiți la sărbătorile Tatălui, sărbătorile de toamnă trebuie să se întâmple, da? Deci cum am văzut că sunt niște sărbători care deja s-au întâmplat profetic, să zic așa, sărbătorile astea de acum încolo se vor întâmpla. Când ele se vor întâmpla, va fi ceva fantastic. Da? Literal, va fi ceva nemaipomenit și va fi o perioadă cum nu mai a fost niciodată de când există lumea și pământul. Și atunci hai să vedem niște lucruri. Prima dată mergem la 1 Corinteni, versetul 14, adică capitolul 14, versetul 8. Zice aici, și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Și am văzut că Teruah asta este și un sunet de ruptă. Hai să vedem celelalte traduceri, fiindcă și trâmbița dacă dă un sunet neclar, asta e mai mult mai potrivit, cine se va pregăti de bătălie? Și aici zice și dacă trâmbița va da un sunet nelămurit, cine se va pregăti de război? Întrebarea mea este, de ce zice aici, dacă trâmbița dă un sunet neclar? Ce părere aveți? De ce poate zice asta? Este, trâmbița dă un sunet de trâmbiță, nu? Sau șofarul dă un sunet de șofar. Ce părere aveți voi despre treaba asta? Da, dar trebuie să fie un anumit sunet pentru bucurie, pentru asta, și un anumit sunet pentru război. Sau poate se referă la un anumit instrument.
sau anumite instrumente. Ce aveți despre asta? Deci, prima dată să înțelegem că în Scriptură șofarul reprezintă un con de berbec. Mulți folosesc azi acele corne lungi de antilopă africană, care arată bine, dar nu este deloc scriptural. Poate ați văzut diferite grupuri religioase și diferiți oameni suflă cică din șofar, ne iau un con de la lung răsucit. Eu încă n-am văzut berbec să crească așa ceva pe capul berbecului. Și face un alt fel de sunet. S-am putea zice că face un sunet încurcat. Ce părere aveți despre asta? Și prima dată, dacă trebuie să înțelegem instrumentul potrivit care noi trebuie să folosim, da? Hai să vedem niște lucruri atunci. Ce instrument trebuie noi să folosim? Ce este șofarul ăsta, da? Pentru că dacă noi trebuie să suflăm din anumite instrumente, atunci trebuie să suflăm din anumite instrumente, nu putem sufla din alte instrumente. Nu? Zic că 7 preoți, asta e Iahușa, capitolul 6. 7 preoți se poartă înaintea chivotului 7 trâmbițe de con de berbece. Se vede? În ziua a 7-a se înconjoare cetatea de 7 ori și preoții se sune din trâmbițe. Nu cred că ei purtau coarnele astea de berbece și sunau din alte trâmbițe. Părerea mea, da. Na. Când vor suna lung din cornul de berbec, aici ne și spune din ce-o sunat, și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul se scoată mari strigăte. Deci, cum vedem bine, aceste sunete de șofar merg cu strigăte. Da? Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie, fiecare drept înainte. Iahușa, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis: luați chivotul legământului și 7 preoți să poartă cele 7 șofare sau trâmbițe de con de berbece înaintea chivotului lui Iahua. Da? Și trâmpeți, aici este șofar. Da? Se vede? Nu mai este taroa, este șofar. Ok? Deci asta este un instrument anume. Da? Șofarul ăsta zice că este dintr-un con de berbec. Adică dacă ei erau păstori, știm că ei aveau turme și tot felul de cirez, berbecii, ei le creșteau, nu? Deci aveau berbeci. Deci aveau coarne din belșug, nu? Deci era evident că ei vor face aceste coarne în șofar. Sau dacă vor cere aceste coarne să fie șofar, nu ar fi fost o problemă, nu? Antilopa, acel con frumos și lung și răsucit, ceea este un animal sălbatic. Acela trebuie vânat. Da? Întrebarea mea se ridică așa, cine era vânător în Scriptură? Dați niște răspunsuri. Nimrod. Așa. Altcineva? Esau. Așa, bravo. Zice așa, cel de întâi a ieșit roș de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit și fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacob. Isaac era în vârstă de 60 de ani, când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic. Un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Cine era ăla care stătea în corturi? Zice că Iacov. Și acest Esau era acel vânător îndemânatic. Dacă urmăriți pe Esau de-a lungul scripturilor, o să observați că este unul din cele mai mari potrivnici a Israelului. Deci, de multe ori este asemănat direct cu Satan, Esau. Bine, Esau în sensul de poporul care a ieșit din el, sau care s-a făcut. Da? Deci vedem că sunt două corne care sunt folosite și în ziua de azi pentru a sufla. Unul este cornul de berbec, care este din Scriptură,
și celălalt este cornul acela de antilopă care trebuie vânat. Și știm că Iașarel nu era poporul ăsta de vânător. Da? Așa. Mai este încă un alt instrument care găsim în Scripturi, în Tora, în porunci. Zice aici așa. Numărul 10, da? Fă-ți două trâmbițe de argint. Să le faci de argint bătut, acele trâmbițe, da? Să le faci din argint bătut. Ele să-ți slujească pentru chemarea adunării și pentru pornirea taberelor. Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la ușa cortului întâlnirii. Când se va suna numai cu o trâmbiță, să se strângă la tine căpeteniile mai mari peste miile lui Iașarel. Când veți suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbăresc la răsărit. Când veți suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbăresc la miază zi. Lucrurile astea par a fi vechi și neînsemnate. Dar o să vedem astăzi că lucrurile astea vor fi foarte importante. Pentru că vor fi iarăși niște sunete de trâmbiță. Deci când veți suna cu vâlvă să pornească cei ce tăbăresc la răsărit, când veți suna a doua oară cu vâlvă să pornească cei ce tăbăresc la miază zi, pentru plecarea lor, să se sună cu vâlvă. Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunați, dar să nu sunați cu vâlvă. Din trâmbițe să sune fiii lui Aron, preoții, aceasta să fie o lege veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri. Când veți merge la război în țara voastră împotriva vrăjmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbițe și Iahua, Elohimul vostru, își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. Asta o să mai auzim astăzi, da? Deci să ținem minte, când se sună din trâmbiță, Iahua își aduce aminte de poporul său. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunați din trâmbițe, când vă veți aduce artele de tot și jertfele de mulțumire și ele vor face ca Elohimul vostru să-și aducă aminte de voi. Eu sunt Iahua, Elohimul vostru. Ok? Deci am văzut cele două tipuri de trâmbițe, să zic așa, din care ei sunau. Unul este cornul de berbec, celălalt este trâmbița asta de argint. Acum, dacă careva dintre voi știți că sunteți fiii lui Aron, atunci asta este mai interesant pentru voi. Până atunci, rămâneți la cornele de berbece. Deci, după ce am stabilit instrumentele, să înțelegem că aceste sunete de trâmbiță vin cu niște strigăte de bucurie și de război. Asta am văzut și mai devreme, nu? Aceste strigăte vor fi o binecuvântare pentru cei care sunt pe calea cea strâmtă a lui Iahua, dar pentru ceilalți nu. Și asta vom vedea azi. Hai să și începem. Mergem în Psalm. Versetul 15 și 16. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Și vedem că trâmbița asta devine tot mai important. Care umblă în lumina feței tale, Iahua. El se bucură neîncetat de numele tău, probabil că și știu numele acesta, și se fălește cu dreptatea ta. Da? Știm din Psalm, dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevăr. Da? Deci, noi trebuie să cunoaștem sunetul ăsta de trâmbiță. Da? Și trebuie să cunoaștem și numele. Și hai să vedem mai departe. Dar să nu uităm că în cultura evreiască, și aici mă refer la evrei biblici, nu cazarii așchenați care se pretinde azi a fi evrei. Deci în cultura lor, a cunoaște înseamnă a practica. Da? Deci asta nu înseamnă că doar știu, ci dacă știi, atunci și faci.
Să vedem, să vedem ceva. Tot în psalm. Așa, Elohim se suia în mijlocul strigătelor de biruință. Deci cele strigăte care am văzut. Yahuah înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Elohim. Cântați, cântați, împăratul nostru, cântați. Da? Deci vedeam că Yahuah se va sui în mijlocul acestor sunete de trâmbiță. Mă gândesc, oare este o zi în care noi trebuie să sunăm trâmbițe? Da. Este. Zice că căci însuși Yahuah, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Elohim, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Mashiach. Apoi noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Adonul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Yahuah. Na bun. Acum, aici sunt mai multe lucruri care trebuie să clarificăm cu versetele astea. Întrebarea se ridică, ce este acest arhanghel? Da? Hai să vedem ce mai zic aici. Glasul arhanghelului, vocea arhanghelului. Bun. Este chief angel, da? Deci înger șef sau capitan, cum ar veni. Ok? Arhanghel poate fi înțeles și ca primul. Se înțelege? Deci putem să ne gândim ca el coboară cu glasul primului înger sau celui din tâi înger sau malac. Și acum ceva despre acel nor de care vorbește în versetul 17. Da? Asta vine din Terse Biblical Lexicon. Se zice că norul reprezintă norul care a condus pe Iașarel în Mitzrayim, când au fost scoși din Mitzrayim. Deci înțelegerea în spatele acestui nor este că același nor care ghida Iașarel când au ieșit din Egipt sau Mitzrayim, o să ne strângă atunci. Deci până acum avem trâmbița, strigăte de bucurie, o întâlnire cu primul mesager în norul care le-a ghidat când au ieșit din Egipt. Aici mă urmăriți, da? Da? Nu? Da, da. Aleluia. Acum o paranteză aici, da? Mulți folosesc aceste versete să arate că va fi o răpire. Să trecem peste treaba aia, da? Deci o să vedem mai încolo astăzi cum se vor petrece niște lucruri, da? Ok? Nu intrăm acum în răpire. Hai să mergem atunci în primul Corinteni, capitolul 10. Ok? Zice aici, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Despre ce nor poate vorbi ăsta aici? Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moșe. Zice aici, și toți au fost botezați la Moise în nor și în mare. Iar asta zice și toți, într-un Moise, au fost botezați în nor și în mare. Alegeți. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, deci toți au mâncat aceeași mâncare spirituală, deci tot duhovnicească, și toți au băut aceeași băutură duhovnicească sau spirituală, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Mashiach. Noi știm că norul ăla vine după ei, zice că stânca aia care vine după ei era Mashiach, da? Și acea stâncă era Mashiach, aceeași lucru. Ok? Deci Mashiach a fost cu ei în nor atunci. Ceea ce am văzut mai devreme, norul ăla a fost Mashiach. Asta am mai văzut noi. Atunci hai să mergem în Zaharia. Capitolul 9, de la 13. Atenție aici! Căci îmi încordez pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată
și voi scula pe copiii tăi, Sione, împotriva copiilor tăi, Greciu. Te voi face ca sabia unui viteaz. Nu să ne cum zic ăștia alții. După ce l-am încordat pe Iuda, pentru mine, cu Efraim, am umplut arcul și am ridicat pe fiii tăi, Sione, împotriva fiilor tăi, Grecie, și te-am făcut ca sabia unui bărbat puternic. Iar asta, căci am întins pe Iuda ca pe un arc și pe Efraim îl pun săgeată pe cordă. Și voi atăța pe fiii tăi, Sione, împotriva fiilor tăi, Iavane, să vedem cine e Iavane, este Grecia, și te voi preface în sabie de viteaz. 14 zice așa, dar Iahua se va arăta deasupra lor și săgeata lui va porni ca fulgerul. Iahua Elohim va suna din trâmbiță și va înainta vijelia de la miază zi. Vedem că aici deja Iahua sună din trâmbiță. Să vedem ce zice aici. Și Iahua va fi văzut deasupra lor și săgeata sa va ieși ca fulgerul și Iahua Elohim va suna trâmbița și va merge cu vârtejurile de vânt de la sud. Aici spune același lucru. Deci vedem că aceste trâmbiță va fi folosite pentru niște lucruri. Puteți numi câteva dintre ele? Am văzut până acum? Strigă de luptă, bucurie. Spune ceva? Da? Da, bun. Hai să vedem ceva în Geneza atunci. Și mergem până la început. Zice aici. Elohim a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anul. Elohim a spus să fie luminători în întinderea cerului pentru a despărți ziua de noapte și ei să fie pentru semne și pentru anotimpuri și pentru zile și ani. Ce vor fi, cine vor fi niște semne? Luminatori. Și cine sunt ei? Acești luminători? Soarele, luna și stelele. Așa, ok. Bun. Hai să vedem un cuvânt pentru semne. Acum, stai să găsim. Zice ot, da? Pentru semne. Flag, beacon, așa mai departe. Zice aici, sunt un cuvânt pentru semne, poate fi folosit o marcă, o lumină de veche, un semnal, un semn distinctiv, steag, pomenire, semn miraculos, augur, avertizare, simbol, steag, standard, miracol, dovadă. Deci cuvântul ăla, ot, acoperă toate astea. Deci aceste luminători sunt pentru semnale, pentru vremuri care este moedim. Să vedem. Seasons, aici trebuie să fie. Da? Moedim. Care înseamnă festival, sărbătoare, întâlnire sau strângere, adunare. Toate acestea sunt în acel cuvânt, da? Deci moedim, asta e moedurile. Deci dacă aceste lucruri sunt ale lui Iahua, și mă refer la aceste întâlniri, întruniri, festivale, și pentru oameni, adică poporul lui, cine credeți că nu vor să fie la aceste întruniri? Deci dacă aceste semne, aceste întruniri, aceste vremuri sunt pentru Iahua și poporul său, ce credeți? Cine sunt ei? Cei care nu fac parte din poporul lui. Cine? Cei care nu fac parte din poporul lui. Așa. Sau adversarul. Sau adversarul, da. Bun. Zic că el va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri
pe Sfinții Celui Preanalt și se va încumeta să schimbă vremile și legea. Și Sfinții vor fi dați în mâinile Lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Se înțelege ce a citit aici? Zice, dacă vedem că Satan va încerca să ne abată de la festivalurile Tatălui, dacă Tatăl ne-a zis să le ținem și vin niște caractere care zic că noi nu mai trebuie să le ținem sau că de acum legea este flexibilă, trebuie să ne punem întrebarea de unde scot ei chestiile astea. Și dacă totuși vor rămâne câțiva care vor să țină și pentru asta are Satan un plan. Le numește altfel cum ar fi Rosh Hashanah sau schimb în vremea un picuț. Da? Nu mai urmărim calendarul cel corect, ci începem să urmărim alte lucruri. Și atunci hai să vedem niște lucruri din Cartea Jubileilor. Asta nu vă pot să vă pun în ecran aici, de când ajunge pe YouTube va fi. Okay? Jubilei, capitolul 6, de la 36 până la 38, care aveți cartea să urmăresc. Deci vor fi aceia care vor face cu siguranță observația asupra lunii, despre cum tulbură anotimpurile și vine de la an la an, 10 zile, prea curând. Din acest motiv, anii vor veni peste ei când vor tulbura rânduierea și vor face o zi abominabilă, ziua mărturiei, și o zi necurată, o zi de sărbătoare. Și se vor confunda în toate zilele, sfântul cu necuratul și zi necurată cu sfântul. Căci vor merge greșit în ceea ce privește lunile și șabatot și sărbătorile și jubileele. Din acest motiv vă poruncesc și vă mărturisesc că le puteți depune mărturie, căci după moartea ta copiii tăi vor deranja astfel încât ei să nu facă anul 364 de zile. Și din acest motiv vor merge greșit în ceea ce privește noile luni și anotimpurile, muedimurile și șabatot și sărbătorile și vor mânca tot felul de sânge cu tot felul de carne. S-a înțeles ce zis asta aici? Deci aici le-au avertizat de pe atunci, da? Deci Cartea Jubileilor, cine a studiat, știți bine că se întâmplă când primesc ei Tora. De pe atunci le-au avertizat că vor fi niște caractere, cum vedem azi cazarii ăștia așchenazi, care se pretindă a fi iahudim, care vor urmări luna și vor face o zi necurată, o zi de sărbătoare. Și noi deja trăim în vremurile astea. Asta se întâmplă în fața ochilor noștri. Oamenii, în loc, nu mă refer acum la oameni care nu sunt pe cale, mă refer care se pretindă a fi pe cale, nu urmăresc calendarul scriptural. Urmăresc luni și tot felul de lucruri de genul acesta care nimeni nu l-a făcut să facă, cel puțin în scripturile astea. Și atunci hai să vedem ceva în Amos. Zice aici, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Zice aici, pot doi să meargă împreună fără să fie învoiți? Iar aici zice, oare pot merge doi la oaltă fără să se fi înțeles? Cuvintele care ar trebui să vă sară în ochi sunt împreună. Da, acest împreună. Da. Care este Yahad. Într-o unitate, da? Care înseamnă în mod corespunzător unitate, adică unit sau la fel, la toate odată, ambele la fel, numai împreună cu toate acestea, da? Deci, întreabă că pot fi doi împreună sau într-o unitate, fără să fie învoiți, iar învoiți este Yahad. Definiția Strong spune că o rădăcine primitivă a se fixa prin acord sau numire, implicit a se întâlni la un moment dat, a convoca la proces, a direcționa într-un anumit trimestru sau poziție, a se angaja pentru căsătorie, atenție mare, de acord, a numi un timp sau un asambla, logodnic, a aduna împreună, a întâlni împreună, a seta un timp.
Deci aici vorbește în termeni de căsătorie, dacă bine băgați de seamă. Mă gândesc oare, pe baza Scripturilor, ne pregătim noi la o nuntă? De exemplu, ala mielului sau ceva de genul acesta? Da. Aleluia atunci. Atunci hai să mergem în Shemot. Și acolo ne uităm în capitolul 21 de la 8. Zice așa. Dacă nu va plăcea stăpânului ei, care o luase de nevastă, el să-l înlesnească răscumpărarea. Dar nu va avea dreptul să o vândă unor străini, dacă nu își va ținea cuvântul. Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor. Zice că dacă ea nu place stăpânului ei, care a logodit-o cu el, acea luase, aici zice că e logodit-o cu el, atunci el o va lăsa să fie răscumpărat. Iar aici zice că dacă nu va plăcea stăpânului său, care și-a ales-o, da? Acest logodito este aceeași iad care am văzut mai devreme, da? În Amos 3. Și atunci hai să mergem în Leviticul 23. Deci ați înțeles, da? Deci a logodi este aceeași iad care am văzut în Amos 3. Deci aici vorbea în termeni de căsătorie, ceea ce noi ne pregătim, sau cel puțin ar trebui să ne pregătim. Și atunci hai să mai vedem asta repede. Leviticul 23. Asta toată lumea trebuie să cunoașteți. Aici găsim sărbătorile Tatălui. Zice aici. Iahua a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Iașarel și spune-le, iată sărbătorile lui Iahua, pe care le veți vesti cu adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Ce înseamnă acea adunare de acolo? Ce părere aveți? Adică nu înțeleg întrebare. Nu, da. Așa. Deci este, vorbim de cel cara. Da? Am proclamat cara. Zice aici definiția lui Strong, ce micra. Ceva chemat, adică o întâlnire publică, actul, persoanele sau locul, de asemenea o repetiție. Da? Deci aici vorbim despre sărbătorile Tatălui. Zice că ele sunt o repetiție, o chemare, o convocare, o lectură. Ok? Deci toate astea sunt convocări, repetiții pentru ceva ce va să vină. Da? Și dacă mergem repede în versetul 24, ghiciți ce o să găsim noi acolo. Se vorbește copilul lui Iașarel și spune-le, în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, adică șabat, da? Vestită cu sunet de trâmbiță și adunare sfântă. Și asta putem vedea și în Numeri. Chiar la început. Deci în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă, ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trâmbiță. Da? Tăruah. De asta și se numește această sărbătoare, este Yom Teruah. Da? Nu este Rosh Hashanah, sau cum zic unii. Să vedem pentru ce se mai folosește sunetul ăsta de trâmbiță, va fi Număr, capitolul 10. Zice așa de la nou, când veți merge la război în țara voastră împotriva vrăjmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbițe și Iahua, Elohimul vostru, își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. Zice aici, ca să sune din trâmbiță și Iahua va aduce aminte de ei, da? Sau de noi. Hai să vedem cum e această aducere aminte. Cum adică aduce aminte?
Maleahi 3, sunt de la 16. Deci aici. Atunci și cei ce se tem de Yahuah au vorbit adesea unul cu altul. Yahuah a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de Yahuah și cinstesc numele lui. Numele ăsta tot apare, tot trebuie să, și cumva trebuie să aflăm numele, să știm numele, deci nu putem să lăsăm treaba asta moale. Ei vor fi ai mei, zice Yahuah, Tsebaot. Îmi vor fi o comoară deosebită. Vă dați seama ce zice aici? Zice că vor fi o comoară deosebită. În ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei. Cum era mila, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Atenție că îi slujește. Da? Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Elohim și cel ce nu îi slujește. Astea sunt cuvinte grele care am citit acum. Când această carte se va deschide, atunci se va vedea cine e cine, cu adevărat, și se va face o separare. Da? Ce părere aveți? Ce adică cine se închină lui Elohim? Nu numai închinat aici, cine respectă voia lui și cine face tot ce au cerut. Face voia lui. Deci fără raționalizări și cam mult flexibil și am facem noi cum știm noi mai bine, ci încercăm să facem cum scrie carte. Întrebarea mea pentru voi este, ce credeți voi că înseamnă acel cuvânt comor, care rămas subliniat acolo din versetul 17? Părerea voastră. Ceva fără preț pentru Elohim. Un lucru fără preț. Adică cei ce fac voia lui sunt neprețuiți în ochii lui. Segula, da? Zice că o comoară, ceva peculiar, o ceva prețios. Da? Zice că este un cuvânt feminin, rădăcină neutilizată, care înseamnă a tăci, bogăție, la fel de strânși, da? Bijuterie, ciudată, comoară, bun sau special. Și cuvântul ăsta este un cuvânt foarte interesant, că o regăsim de câteva ori și în Tora. Hai să vă arăt ceva. Hai prima dată în Exodul 19. Unde spune așa la 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu, zice, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu. Deci toate astea sunt condiționale. Nu oricine, orice fericit, nefericit. Da? Cei care fac asta, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Deci tot pământul este al meu. Să vedem o altă traducere. Și acum, dacă veți asculta într-adevăr de vocea mea și veți ține legământul meu, atunci voi îmi veți fi un tezaur special. Opa! Peste toate popoarele, pentru că tot pământul al meu. Deci de veți asculta glasul meu și de veți păzi legământul meu, dintre toate neamurile îmi veți fi popor ales, că al meu este tot pământul. Da? E de la Biblie o ochit-o și o și lovit-o. Zice, un tezaur special. Vedeți că este același cuvânt care am văzut în mai devreme? În Maleahi? Când scria cartea aia? Observați? Deci se vede cum vom deveni această comoră deosebită. Ne spune da. Foarte clar. Dacă vom asculta într-adevăr de vocea lui și vom ține legământul lui. Deci lucrurile astea sunt condiționate. Dar mai vedem încă un loc unde spune treaba asta. Deuteronomul 7:6 zice că și tu ești un popor sfânt pentru Yahuah, Elohimul tău.
Yahuwah Elohimul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Să vedem ce face aici Fidel la Biblia. Pentru că tu, un popor sfânt pentru Yahuwah Elohimul tău, Yahuwah Elohimul tău te-a ales să fii, să-i fii un popor special peste toate popoarele care sunt pe fața pământului. Și vedem că acel special este tot singular, da? Ok? Deci, ceea ce am văzut mai devreme în Maleahi, când zicea că ei vor fi ai mei, zice Yahuwah Tsebaot, vor fi o comoră deosebită în ziua care o pregătesc eu, voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Deci ne spune în Tora cum este acel slujit care noi trebuie să facem ca el să aibă milă de noi. Deci dacă noi vrem să fim poporul ăsta, comoara asta pe care el păzește, nu putem ne socoti cuvântul lui. Pe baza acestor scrieri, Tora, noi putem fi acești oameni prețuiți de Tatăl. Să înțelege? Hai să vedem niște lucruri atunci. Primul dintre acestea va fi încercările lui Iacov. Și deschidem Ieremia 30. Deci vor veni ziua aia când noi trebuie să fim acest popor și atunci el ne va ocroti, da? Zice aici, să începem de la 6. Întrebați și vedeți, dacă nu cumva naște vreun bărbat, pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, că ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Da? Necazul ăsta lui Iacov. Dar Iacov va fi izbăvit din ea. Am văzut cum vom fi izbăviți. În ziua aceea, zice Yahuwah Tsebaot, voi sfârma jugul de pe grumazul lui. Îi voi rupe legăturile și străinii nu îl vor mai supune. Și vor sluji lui Yahuwah, Elohimul lor, și împăratului lor, David, pe care îl voi scula. De aceea nu te teme, robul meu Iacov, zice Yahuwah, și nu te speria, Israele, căci te voi izbăvi din țara cea depărtată și îți voi izbăvi sămânța din țara în care este robă. Iacov se va întoarce iarăși, va avea odihnă și liniște și nu îl va mai tulbura nimeni. Căci eu sunt cu tine, zice Yahuwah, ca să te izbăvesc. Voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici. Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit. Deși Iacov va fi pedepsit, dar va fi izbăvit. Și știm că el nu va călca legământul său. Deci dacă el a zis ceva, el nu-l calcă. Deci dacă a zis, așa va fi. Atunci mergem în Daniel. Mi zice aici. În vremea aceea se va scula marele voiavod Mihail, da? Ocrotitorul copiilor poporului tău. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Iar a apărut cartea aia care am văzut mai devreme, da? Deci noi vrem să fim scris în cartea aia. Nu numai că vrem să fim scris. Este extrem de important să fim scriși în cartea aceea. Și atunci hai să vedem ce zice Mașia. Mm.
Aici. Zice aici, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de șabat. Întrebarea mea este, de ce? Vreo părere? Ce spune Mașia să ne rugăm? Dar îngreună fuga. Șabatul ar îngreună fuga? Nu, vremea rea, frigul. Așa. Și ce cum intră șabatul în ecuație? Pentru că în șabat nu avem voie să facem nimic, e o zi sfântă. Așa, bravo. Șabatul trebuie să fie sfânt. În Matei 24 este despre timpul de pe urmă și vedem că chiar Mașiac ne spune că șabatele astea se vor ține și atunci. Și să ne rugăm ca fuga noastră să nu fie într-o zi de șabat. Deci atunci șabatul ăsta trebuie să respecta și știm că și sărbătorile astea vin cu niște zile de șabat, nu? Să vedem iarăși, mergem înapoi prin Isaia, să vedem niște lucruri atunci. Zice 17. Zice, cum se sfârculește o femeie însărcinată, gata să nască, și cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi departe de fața ta, Iahua. Deci aici vorbește despre o femeie în durerile nașterii. Ce credeți că înseamnă asta? În termen profetici pentru noi. Femeile în durerile nașterii este poporul tatălui. Deci dacă nașterea asta înseamnă nașterea poporului, noi care studiem Scriptura, înțelegem ce înseamnă ele. Și luăm la cunoștință, trebuie să ne aliniem cu ce cere Scriptura. Nu visători care aud voci noaptea sau alte fantezii. Cu ce ne cere Scriptura. Și atunci hai să mergem în capitolul 13 un pic. De la 6, zice așa. Gemeți, că ziua lui Iahua este aproape. Ea vine ca o pustire a celui atotputernic. Vă dați seama? De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Ei sunt năpădiți de spaimă, îi apucă chinurile și durerile. Se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii. Se uită unii la alții încremeniți. Fețele lor sunt roșii ca focul. Nu sunem deloc bine, ha? Bun, atunci hai să vedem Ioel atunci. Zice aici, sunați din trâmbiță în Sion. Opa, iar a apărut trâmbița. Sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua lui Iahua, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost în veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Mai vreau să puneți împreună durerile din naștere cu el vine, da? Este aproape. Și vedem că intră în ecuație și trâmbița asta, da? Atunci ai în Stefania. Zice aici, ziua cea mare a lui Iahua este aproape. Este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a lui Iahua. Și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime. O zi în care va răsuna trâmbița.
și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Nu știu dacă începeți să observați strâmbița asta, cum intră în ecuație cu ziua lui Yahuwah. Și vreau să observați că de la Yom Taruah până la Sukkot, da, sărbătoarea corturilor, de la ziua trâmbiței până la ziua corturilor, în termeni profetici trebuie să se întâmple aceste curățiri, zic așa. Perioada asta o să fie teribilă. Teribilă. Da? Și atunci să mergem în Matei. Revenim la 24 și până de la 7. Zice aici. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciun. Se întâmplă așa ceva astăzi? Da. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Vă dați seama ce zice ăsta aici. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile. Pentru ce? Numele meu. Da? Pentru mine. Deci numele ăsta este important. Știți bine că în Isaia 5:26 spune că poporul lui va ști numele. Și trebuie să ne ridicăm niște semne de întrebare când apar niște caractere care spun că numele nu se poate pronunța. Este prea sfânt să fie pronunțat. Când Scriptura este plin cu numele ăsta. Nu știu cum citesc ei Scripturile atunci. Ca fapt divers, da? Hai să mergem mai departe. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Acum noi, grupul ăsta mică nostru, am avut de-a face cu de asta. Știți foarte bine. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci dragostea asta se răticește din pricina fără de legi, nu din alte pricini. Da? Dragoste nu este fără de lege. Da? Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Deci că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cum adică să răbde până la sfârșit? Trebuie să răbdăm acum. Vor veni mai multe încercări, mult mai multe. Exact. Deci noi trebuie să fim stăruitori în cuvântul ăsta. Nu o facem flexibil și trecem peste nimic. Statonic în cuvânt. Absolut. Bravo. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturia tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Bun, e o întrebare. Lucrurile astea sunt discutate în toată lumea? Și este numai asta au peste tot. Ok. Hai atunci înapoi în Isaia. Ce ați spus că n-am înțeles? Am auzit. Întrebam dacă Evanghelia, da, vestea bună, este oare propovăduit în toată lumea? Chiar și în țările islamice este propovăduit. Înapoi în celelalte. Zice aici, în Isaia, scoală-te! Luminează-te, căci lumina ta vine și slava lui Yahuwah răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Yahuwah și slava lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumină, în lumina ta. Și împărați în strălucirea razelor tale. Zice, ridică-ți ochii împrejur și privește. Toți se strâng și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îți va bate inima. Și se va lărgi, căci bogățiile mării se vor întoarce spre tine și visterile neamurilor vor veni la tine.
Acum vă întreb eu pe voi. Cum funcționează această lumină despre care vorbește aici? Aveți voi vreo părere? Îndeplinind poruncile și legea și stând în care dreaptă, ești ca o lumină pentru ceilalți, pentru cei ce vor să te vadă. Bravo! Cuvintele lui Mașia, veniți aici. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ok? Să nu înseamnă că facem Facebook Live când dăm un leu la o bătrână sau un nevoiaș, ci felul în care noi trăim reflectă Torah. Da? Și atunci putem noi deveni, să fim lumină pentru alții. Atunci putem noi lumina altora. Deoarece tu luminezi, ăștia vin la tine, se înțelege? Deci nu noi mergem la întuneric, ci cei care sunt în întuneric trebuie să vină spre lumină. Așa funcționează treaba asta. Acea lumină a ta va străluci pentru cei care sunt conduși de Tatăl. Pentru alții va fi o pricină de bajocură, dar este ok. Dacă tu mergi pe cărările Tatălui, El va ghida la tine cei care sunt ai Lui și consideră că are nevoie să fie în preajma ta. Nu tu trebuie să iei. Tu nu știi cine-i. Tatăl știe. Tatăl strânge multitudinea de tot soiul. Și asta așa a fost tot timpul. Haideți să vă arăt niște lucruri vis-a-vis de treaba asta. Și să înțelegem și cum se separe aceste multitudini. Aduceți aminte de ieșirea lor din Egipt? Atenție ce zice aici. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Și o multitudine amestecată s-a urcat de asemenea împreună cu ei și turme și cerez. Foarte multe vite. Și a mai ieșit împreună cu ei o multitudine de oameni. Sau o mulțime de oameni. De felurite neamuri. Se înțelege? Deci asta așa a funcționat de la începutul cărții, nu este nimic nou. Da? Oamenii ăștia puteau aveau posibilitatea de a se alipi de Israel și tot timpul exista posibilitatea asta de a se alipi de Tatăl și de poporul lui. Dar niciodată n-am văzut că ei trebuia să meargă să iei cu japca pe cineva să-l alipească. Dar după aceea le separă. Și ce credeți că va folosi Tatăl să-i separe? Cei care într-adevăr sunt ai lui și cei care au venit pentru alte, să zic așa, din alte motive, nu motive sincere. Atenție ce zice aici. Zice aici, când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Și s-a întâmplat după ce ei au auzit legea, că au separat din Israel toată mulțimea amestecată. Și auzind aceste legi, au despărțit Israel tot ce era străin. Ok? Deci ei prin lege fac această despărțire. Ce puteți să-mi spuneți despre hoțul care vine noaptea? Sau ca un hoț care vine noaptea? N-auziți? Da, dar nu înțeleg întrebarea. Da. Este cineva venit ca un hoț în mijlocul nopții? Și puteți să-mi spuneți ceva despre treaba asta? Da, la când a fost ultima orgie din Egipt. Bun, atunci hai să vedem niște lucruri din ultima carte din Apocalipsa. Deci Malacul Adunării din Sardes scrie, Malacul Adunării din Sardes, a Ungerului Adunării din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are cele șapte roacuri ale lui Elohim și cele șapte stele. Știu faptele tale.
că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Elohimului meu. Interesant, care un Elohim. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni pentru tine. Zice că nu vei ști ceasul în care va veni. De care era baiul aici? Era total rău? Sau erau doar incompleți? Incomplex. Așa, zice că întărește-te ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite. Deci asta are fapte, numai că nu erau desăvârșite înainte lui Elohim. Da? Și dacă nu se va alinea, nu va veghea, va veni ca un hoț și nu va ști ceasul când va veni peste el. Ok? Și trebuie să observăm acea veghează. Da? Zice că Vegheatul iar ne arată, adică să stăruim în lege, poruncă, sărbător, ceea ce da. Încheie cuvântul. Exact. Nu trebuie să lăsăm moale lucrurile, da? Am învățat ceva și acum știu și acum ne facem flexibile lucrurile, că știu și las că repar eu sau fac eu o altă șmecherie. Nu, trebuie să veghem. Au știut 3-4 lucruri și tot repet alea și eu știu, gata. Exact. Noi trebuie tot timpul să fim, da? Să facem ceea ce ne cere Scriptura. Una dintre aceste lucruri este să împlinim poruncile și una dintre porunci este să ne gândim la cuvântul său toată ziua. Mă duceți-o aminte de Shema. Da, bun, atunci hai să mergem în Apocalipsa 16. Vedem un alt lucru interesant. Zice, iată, eu vin ca un hoț, ferice de cele ce veghează sau de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușina. Deci asta aici, de la Biblie, iată, eu vin ca un hoț, binecuvântat cel ce veghează și își păzește hainele ca nu cumva să umble gol și să privească rușina lui. Cum întrebarea mea este așa. Cum adică să se vadă rușinea lui? Păi... Adică o lua la cunoștință și n-a pus în practică. Absolut. Absolut. Și dacă unii veghează asupra căilor lor și alții devin flexibili și merg un pic cu lumea, un pic cu tatăl, al cui rușine se va vedea. Deci de asta trebuie să stăm drept în cuvânt, cum zice în cuvânt. Nu altfel. Da? Și mă arăt ceva din poruncă. Zice aici... Să iubești pe Yahuwah, Elohimul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și, și cu toată puterea ta. Deci nu este că și sau jumătăți de măsură. Maxim, da? Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți faci ca niște fruntari într-o ochi. Și să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Ok? Și atunci hai să vedem ceva în Matei. Acum de data asta mergem la 25 și de la început. Zice aici. Atunci împărăția cerurilor se va asemenea cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Atenție mare, n-au luat un de lemn extra, că ei aveau un de lemn, dar aveau candela, da? Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Se înțelege aici clarific. Okay.
Zice că cele chipzuite aveau ulei, ulei reprezintă roahul. Ori astea sunt care rabdă până la sfârșit și țin toată învățătura, să zic așa. Cele nechipzuite nu au unde ajuns ulei. Ele știu că vine, dar sunt relax. Da? Legea e flexibilă sau chiar nu mai trebuie, etc. Atenție mare la 5. Fiindcă mirile zăbovea au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Da? Iată mirile, ieșiți în întâmpinare. Duceți-vă aminte ce se leagă cu strigările, cu strigătele. Ce însoțește strigătul? Hmm? Trâmbița. Bravo. Această strigare este ce ne interesează. Acesta este acea taroa, să zic așa, care sărbătorim noi azi. Okay? Deci să înțelegeți unde se leagă ziua de azi. Sau de fapt de ieri. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici ouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vă vând undelemn și cumpărați-vă. Acum, cele înțelepte au zis, voi să vă pregătiți, noi suntem pregătite, da? Deci aici ele nu erau rele, să zic așa. Zice că mergeți la învățătorii voștri, poate însemna asta. Cu legile flexibile și alte fantezii. Asta nu este răutate aici. Asta merge cu ce am văzut în Amos 3 cu 3. Dacă vă aduceți aminte, dacă merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți. Deci trebuie să fie un acord. Deci asta e problema, da? Va veni ziua când se vor separa niște oameni. Și atunci trebuie să stăm tare. Da? Pentru că mulți o să încerce cu tot felul de amăgiri nelegiuite să abată, da? Să cazi și tu cu ei. Da? Și atunci trebuie să fim tare. Să stăruim în ceea ce știm și să nu ne abatem de la el. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-au încuiat ușa. Atenție mare că s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Adon, Adon, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Deci asta ne spune că e vorba de niște oameni care au habar de cale. Numai că o urmează mai flexibil. Ele știu ce trebuie făcut, dar nu au făcut. Da? Musulmanul nu se meargă să bată la ușă Adon, Adon. Pentru că ăla crede în altceva, da? El aștepta altceva sau budistul sau mai știu eu ce fantezie există, da? Sau cei care așteaptă să fie robiți sau, da? Aici vorbește de cei care înțeleg ce se petrece. Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Zice că nu știți. Trebuie să vedem, nu știm ziua și ceasul. Ce să vedem? După ce ne uităm? Acum, ca fapt divers, înainte să continuăm aici. Deci am văzut că el spunea acolo, în Matei 25, că nu-i cunoaște. Hai să mai vedem cui va mai spune el că nu-i cunoaște. Deci să înțelegem cine sunt acele neînțelepți, să zic așa. Zice Matei 7 cu 21, nu oricine îmi zice, Adon, Adon, va intra în împărăția cerurilor, ci cele ce face voia Tatălui meu, care este în cerul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Adon, Adon, n-am prorocit noi numele tău? Deci gândiți-vă că oamenii ăștia au prorocit. Cum am putut să zic, poate curaj să prorocească, sau poate au avut chiar oameni prorocii, dar au prorocit. N-am scos noi draci în numele tău? Gândiți-vă că scos oasă de dragi, nu că scos dintele. Deci acolo trebuie să ai o oarecare credință. Da? Deci nu oricine poate scoate dragi. Și n-am făcut noi multe minuni în numele tău. Deci numai că fac toate astea, mai fac și minuni.
Deci oamenii ăștia sunt niște oameni care aparent fac ceea ce trebuie. Noi să vedem ce spune Iahușa despre treaba asta. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Vă aduceți aminte ce am văzut în Matei 25? Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Cu alte cuvinte, nu contează câte bătrâne treci pe drum și câte ursulețe panda ai salvat sau câte chestii de genul acesta ai făcut. Dacă tu ai lucrat fără de legea, ai pus. Înțelege? Și asta poate sună un pic crunt, dar este simplu. Ori facem voia Tatălui, ori facem voia altcuiva. Și dacă facem voia altcuiva, ajungem acolo unde ajung și alții. Cu acel altcineva. Ok? Hai să vedem ceva, să revenim la vegheatul ăsta. Acum am să mergem într-o carte care mulți nu le place, Întâi Cronici, capitolul 12. 32. Atenție mare ce zice aici, da? Deci am văzut că noi trebuie să veghem. Da? Zice aici, din fiii lui Isahar, care au priceperea, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Iașarel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor. Zice aici și dintre copiii lui Isahar, care aveau înțelegerea timpurilor, deci cumva noi trebuie să avem înțelegerea asta a timpurilor, probabil că de-aia au trimis tatăl prorocii săi și tot felul, nu? Pentru a cunoaște ce avea Iașarel de făcut, capii lor, 200, și toți frații lor, la porunca lor. Ok? Zic că astea știu ce e de făcut. Cum adică știau ce e de făcut? Știau moedurile, da? Timpurile la care am văzut în Geneza 1, da? Acele, acele vremuri. Deci dacă știu când și ce, de acum doar trebuie vegheat. Înțelege? Deci dacă noi învățăm cuvântul Tatălui și știm ce se întâmplă, de acolo nu mai trebuie să fim atenți. Ce se întâmplă? Cu alte cuvinte, să veghem. Și hai să vedem asta și noi le scriem un pic. Zice aici. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși știți foarte bine că ziua, Iahua, va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Începe să se facă imagine completă cu prăpădenia nașterii și pace și liniște și moedimurile astea. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Stai un pic. Deci sunt unii, da, care nu sunt în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Se înțelege ce zice asta aici? Zice că, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii, am văzut cu lumina ce se întâmplă, și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Da? Zice, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Ok? Deci noi trebuie să fim treji. Am văzut cu fiii luminii cum suntem lumina asta. Da? Mă aduceți aminte? Și atunci mergem în Ieremia. Suntem la 31. Aici cred că tot știți. Nu știu că veți nimic nou. Zice aici. Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim. Sculați-vă să ne suim în Țion la Iahua, Elohimul nostru. Căci va fi zi când paznicii de pe muntele Efraim vor striga
ridicați-vă și să urcăm la Țion, la Iahua, Elohimul nostru. Ce mai merge cu strigătul ăsta? Trâmbiță. Cara, vă duceți aminte cu chemarea aia. În fine, căci așa vorbește Iahua, strigați, n-ai avut și despre asta, da? Trâmbița cu strigatul merg mână-mână. Căci așa vorbește Iahua, strigați de bucurie asupra lui Iacov, chioiți de veselie, în fruntea neamurilor, înălțați-vă glasurile, cântați laudă și ziceți, Iahua izdobește pe poporul tău, pe rămășița lui Iacov. Deci că rămășița lui Israel. Sau, da, rămășița lui Israel. Rămășița. Și că iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului, între ei este și orbul, și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii. O mare mulțime se întoarce înapoi aici. Plângând vin și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor, îi duc la râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Deci eu sunt tatăl lui Așarel și Efraim este întâiul meu născut. Ascultă cuvântul lui Iahua, neamuri și vestiții în ostroave depărtate. Spuneți-i, cel ce a risipit pe Așarel îl va aduna și îl va păzi cum își păzește păstorul turma. Căci Iahua răscumpără pe Iacov și izbăvește din mâinile unuia mai tare decât el. Și atunci să mergem la capitolul 6. Am văzut cine strânge, da? Numărarea Britanie și declarații de la Balfour. Ca fapt divers. Așa vorbește Iahua. Stați în drumuri, uitați-vă să întrebați care sunt cărările cele vechi. Trebuie să întrebăm care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Deci cărările astea vechi sunt calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi odihna pentru sufletele voastre. Aoleu! Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe el. Că trebuie mers la lucru, sau eu mai știu eu ce. Gândiți-vă întrebarea asta. Gândiți-vă și răspundeți voi. Sărbătorile și poruncile Tatălui, sunt ele oare calea asta veche? Da, frate, că asta am să spun eu. Deci din Tora, deci cele vechi sunt din Tora, să sunt legi, porunci, sărbătorii, creatorii și Tora ne arată tot ce trebuie să facem. Bravo. Zice aici, am pus niște străjeri peste voi. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Mă întreb eu oare, care zi va suna trâmbița? Poate are ceva legătură cu ziua trâmbiței. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. Aha. De ce trebuie să luăm seama la trâmbiță? Ce părere aveți? Noi trebuie să cunoaștem sunetele alea a trâmbiței. Pentru că aceea este chemarea. De aceea e foarte important. Deci dacă ne gândim noi, este o sărbătoare în care noi spunem... Nu trebuie să spunem noi că sărbătoarea, cum fac mulți alții, asta e sărbătoarea atunci. A, nu, asta au fost pentru evrei. Dar când ne-am uitat, dacă ne uităm în urmă, de-a lungul vizionării, vedem că ne arată că are o foarte mare importanță. Absolut. Absolut. Deci noi nu putem să luăm asta așa light, să zic. Deci noi trebuie să luăm foarte serios și trebuie să înțelegem vremurile. De aceea ascultați neamuri și luați seama la ce li se va întâmpla. Adunare a popoarelor, ascultă și tu pământule, iată voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui. Căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Deci dacă cineva schimbă aceste legi, de exemplu le face flexibile, sau mai rău, zice că ăla nu mai trebuie pentru că erau pentru jidani, evrei, în vechime, etc. Noi trăim altă limbă.
alte timpuri, alte vremuri. Sau omul mai mare ca șabatul. Omul mai mare ca șabatul și toate teoriile astea și fanteziile astea. Cum poate să se alinieze cu toate astea? Nu vă gândiți prea mult, nici cum. Și dacă mergem în Isaia 5:8, zice așa, strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță, da? Șofar. Și vestește poporului meu nelegiuirea lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Elohimului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Elohim. Ia gândiți-vă ce zice aici. Ce zice asta? Vor să se alipească, care caută cuvântul Elohim, care vor să se alipească din poporul Israel. Exact. Da. Atunci mergem înapoi în Daniel. Zice aici, mulți din cei ce dorm în țărână pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Înapoi la Isaia și zice așa, se învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, zic că intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Scoală poporul, îl trimite să se ascundă. Deci iată, Iahua iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Ok? Ce vreau să observați este că zice să ne ascundem câteva clipe. Hai să ne uităm la psalm atunci. Țineți minte că o ceruți să ne ascundem, da? Psalm 27 cu 5 zice așa. Te rog, frate, poți să repeți, că la noi sunt întrerupt. Deci în Isaia, în versetul 20, zice, du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Deci Tatăl cere să se ascunde poporul. Și acum, dacă mergem în Psalm 27 cu 5, vedem un lucru interesant, căci el mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui. Deci aici apare cortul ăsta unde vom fi ascuns. Și mă va înălța pe o stâncă. Ok? Atunci dacă mergem de aici în 1 Corinteni, zice așa. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Wow! Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Se înțelege? Unde intră în ecuație trâmbița asta? Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. Atenție mare! Boldul morții este păcatul. Și puterea păcatului este legea. Deci prin lege tu ai puterea asupra păcatului. Dar mulțumiri fie aduși lui Elohim care ne dă biruința prin
a Domnul nostru Iahusha Mashiach. De aceea, prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, nu flexibil, neclintiți. Sporiți totdeauna în lucrul lui Iahua, că știți că osteneala voastră în Iahua nu este zadarnică. Deci moartea pe baza ce zice aici este păcatul, da? Deci păcatul și moartea merg mână în mână. Zice că cuvântul care a scris, unde scrie încă așa ceva în Scriptură? Acolo am fost mai devreme. Hai să vedem Isaia 25. Poate găsim ceva interesant și acolo. Zice de la 6. Iahua Tsebaot pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezi. Sau limpezite. Și pe muntele acesta înlătură mâhrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășează toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Yahuwah Elohim șterge lacrimile de pe fața, de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocarea poporului său. Da, Yahuwah a vorbit. Deci vedem că el va îndepărta moartea. Ok? Încă câteva locuri și terminăm. Hai înapoi în carte Daniel. Zice de la 7 cu 10. Zice aici, un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Iar apar cărțile astea. Atenție mare. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rosteau cornul acela. M-am uitat până când piara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Hai să legăm asta un pic cu Apocalipsa. 11. Zice, m-am uitat și în prejurul scaunului domniei, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor malachim. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Da? Sună cunoscut, da? Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care au fost junghiat și să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Mai vedem un cuvânt de aici. Zice aici... Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise, ca în Daniel, și a fost deschisă o altă carte, mai este încă o carte, care este cartea vieții, unde vrem să fim, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Deci important este în ce cărți vom fi scriși. Da? Nici într-un caz nu vrem să fim scriși în cărțile alea, cu bajocuri și cu... Noi vrem să fim în cărțile vieții și de aducerea aminte. Important este să fim acolo. Vreau să observați când sună ultimul șofar sau ultima trâmbiță, tatăl cheamă acasă pe ai lui. Da? Se întâmplă o curățire, Yom Kippur, și după aceea stă în mijlocul poporului său, adică sărbătoarea corturilor. Și ca încheiere o să citim Ioel. Capitolul 2. Deci. Sunați cu trâmbița în Sion, veseliți, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Nu are despre ce poate vorbi aici. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrânii, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții și slujitorii lui Iahua,
să plângă între tindă și altar și să zică: Iahua, îndură-te de poporul tău. Nu da de ocară moștenirea ta. Nu face de bagiocoră popoarelor. Pentru ce să se zică pentru printre neamuri? Unde este Elohimul lor? Iahua a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Iahua a răspuns și a zis poporul său: Iată, vă trimit grâul, mus și un de lemn, proaspăt, ca să vă săturați de ele. Și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Voi îndepărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte. Îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu. Îi voi împinge partea dinaintea a oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus. Mai oștire mare, nu? Iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Iahua face lucruri mari. Nu vă temeți, fiare, de pe câmp, căci islazurile pustiei iarăși vor înverzi. Pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copiii lui Sion, bucurați-vă, veseliți-vă în Iahua Elohimul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaia timpurii și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Elec, Hasil și Gazan. Oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele lui Iahua Elohimul vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și vei ști că eu sunt în mijlocul lui Așarel, că eu sunt Iahua Elohimul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea, voi turna roahul meu peste orice făptură fi. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna roahul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Poate era o vreme când se întâmplau lucruri de genul acesta. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua lui Iahua, ziua cea mare și înfricoșată. Atunci, oricine va chema numele Iahua va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Iahua și între cei rămași pe care va chema Iahua. Da? Deci vedem că aceste sărbători se leagă foarte strâns cu sfârșitul timpurilor. Deci noi trebuie să fim atenți să le respectăm și să le împlinim așa cum cere Scriptura. Și toate lucrurile vor cădea la locul lor. Dacă noi stăruim în Scripturi și în cuvântul Tatălui și împlinim, El o să ne ajute și o să putem să facem ceea ce trebuie. Dar dacă noi ne abatem, atunci, nu știu. Sper că v-a fost de ajutor și de folos. Dacă doriți să ne alăturați nouă, găsiți contactele mele pe ecran. Și până data viitoare, Iahua să vă păzească pe cale, să aveți grijă de voi și Shalom!